Sunt de părere că ne aflăm într-un moment în care trebuie să fim pragmatici, să fim eficienți, să ne concentrăm pe agendele noastre. Festivitățile și discursurile triumfaliste își au locul după ce rezolvăm problemele pe care știți că le avem în sistemul judiciar. Voi face mai multe declarații după ce voi vizita instanța. Cu privire la declarația domnului președinte referitor la accepția de fonduri europene și că după 30 iunie trebuie să se gândească miniștrii foarte bine dacă vor rămâne sau nu. Ministerul are o serie de programe derulate cu fonduri europene, atât în trecut cât și în prezent. Subliniez faptul că aceste fonduri nu sunt destinate în special justiției. În general, fondurile europene sunt destinate pentru infrastructuri și alte programe de dezvoltare sectorială. Dar în același timp noi am atras o serie de programe de cooperare și cu statele membre prin diverse fundații și prin diverse programe finanțate direct de către acestea. Subliniez în mod deosebit sprijinul pe care l-am primit de-a lungul vremii, în ultimii ani, din partea Olandei, din partea Franței, din partea Germaniei, din partea Marii Britanii, state cu care avem relații foarte bune. De asemenea, am avut programe în trecut cu Finlanda, Suedia. Există o cooperare foarte bună între Ministerul Justiției și ministerele din celelalte state membre. Mai multe declarații cu privire la ce se întâmplă după 30 ani. Filozofia mea e foarte simplă. Mă concentrez pe agenda, încerc să fac programul. Chestiunile de evaluare țin de primul ministru. Am discutat despre problemele curente la nivel de sistem judiciar, mai precis implementarea iminentă de la 1 octombrie 2011 a codului. Am explicat faptul că este o lege modernă și care va ușura munca magistraților atunci când în fața lor vor ajunge litigii în sistemul noului cod civil, că este un act normativ care dezvoltă instituții pe care dânșii le cunosc. I-am încurajat să studieze codul pentru că le va face plăcere ca juriști să lectureze acest act normativ. Am discutat de asemenea despre principiile proiectului de lege privind răspunderea disciplinară a magistraților. Le-am explicat faptul că nu e un proiect îndreptat împotriva magistraților, ci un proiect care este menit să consolideze încrederea publicului în magistrați. Noi trebuie să eliminăm în mod inteligent, prin instrumente instituționale, percepția publicului că sistemul judiciar răspunde. Știu că performanța sistemului judiciar depinde și de mijloacele pe care le au la dispoziție, dar în același timp sunt lucruri care pot fi rezolvate chiar în condițiile prezente. Mai multă coerență în soluțiile pe care magistrații le pronunță, uniformitate la nivel de jurisprudență în cadrul curților de apel și, bineînțeles, exigență maximă în problemele de integritate. Aceste lucruri nu reclamă nici fonduri în plus, nici scheme de personal mărite. Reclamă doar o altă abordare și o altă mentalitate din partea magistraților. Aici, un element cheie îl reprezintă managementul instanțelor. Eu invit toți președinții de instanțe, ca și șefii de parchete de altfel, să se implice mai mult în activitatea de coordonare a magistraților din punct de vedere al pregătirii profesionale, să vegheze la integritatea în cadrul curților și unităților de parchet. În fine, am explicat faptul că pe baza studiilor de impact vom lua în discuție regândirea schemelor de personal. Dar aceasta înseamnă un efort și din partea magistraților de a contribui cu date și cu informații la evaluarea acestor probleme. În același timp, nu consider studiile de impact un panaceu. Studiile de impact vor ajuta la consolidarea evaluărilor pe care Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să le facă din punct de vedere al resurselor umane. Practic, cred că trebuie luată instanță cu instanță și văzut care este situația schemelor, cât sunt ocupate, structura de vârstă, opțiunile profesionale pe termen mediu ale magistraților. Deci trebuie făcută o evaluare profesionistă a problemelor de resurse umane. Din potrivă, noi ne punem problema să consolidăm corpul profesional al magistraților. Tocmai că nimeni nu poate să spună dacă e foarte mare, dacă este mic, dacă e foarte mic sau nu există deloc. Pentru că nu există, din păcate, în ultimii 10 ani, făcut o evaluare științifică a acestei probleme. Numărul
de dosare care vine cu judecător poate fi un element care ar trebui. Volumul de muncă este o altă problemă și într-adevăr volumul de muncă a crescut. Cauzele pentru care au crescut aceste presiuni pe sistem, cauzele pentru care volumul de muncă e mai mare, sunt însă multiple. Și nu există o cauză care explică prin ea însă și singură creșterea volumului de muncă. Pe de o parte, pur și simplu au crescut litigiile ca urmare a creșterii gradului de complexitate a raporturilor sociale. Pe de altă parte, o serie de evenimente din trecut au condus la acumularea unor stocuri din dosare, stocuri de dosare. În fine, cred de asemenea că trebuie să vedem dacă sistemul de numerotare, de inventariere a dosarelor este corect, dacă este ținut de instanțe în acord cu regulamentele CSM și mai departe. Dar astea sunt chestiuni operaționale de detalii. La nivel strategic, de acord, trebuie să regândim, să revedem schemele de personal, dar, repet, asta presupune un efort colectiv, atât din partea instanțelor, cât și din partea CSM-ului și, în final, a Ministerului Justiției. Așadar, în ceea ce privește justiția, nu mai este disponibilă din cadrul de angajare. În orice caz, sistemul judiciar trebuie să fie consolidat pe măsura sarcinilor pe care le are. Cred că e un moment în care fiecare trebuie să facă mai mult în limita agendei pe care o are. Există percepția publică asupra faptului că Ministerul Justiției conduce justiția. În fapt, există instituții care au atribuții cheie în acest domeniu și împreună noi trebuie să mișcăm agenda justiției, pentru că sunt o serie de dosare internaționale în care România întâmpină dificultăți pentru că ni se ridică această excepție a lipsei de funcționalitate a sistemului judiciar pe alocuri. Dosarul Schengen este numai unul dintre ele. Asta este sensul criticilor pe care uneori sistemul judiciar le primește din partea mediului politic în general. Plus că există totuși un deficit de încredere. Ori, toate aceste probleme sunt rezolvabile. Au trecut și alte sisteme judiciare prin ele. Trebuie să ne uităm în urmă să vedem că sunt chestiuni pe care le-am finalizat cu succes, în primul rând reforma legislativă, dar și chestiuni care țin de logistica instanțelor, să avem mai multă încredere în noi și mai multă responsabilitate. Ăsta este mesajul pe care am dorit să-l dau de Ziua Justiției astăzi la Ploiești, în judecătoria Ploiești, urându-le evident magistraților și personalului auxiliar, la mulți ani și sănătate și putere de muncă. Noul Palat de Justiție a întârziat tocmai datorită faptului că la nivel local procedurile au întârziat câțiva ani de zile, începând cu adjudecarea care s-a făcut către o persoană care înțelege, persoană juridică care ulterior a intrat în faliment și terminând cu procesele care au fost legate de procesul de adjudecare. Dar această procedură este în responsabilitatea instanțelor. Din nou, Ministerul Justiției furnizează banii, pune la dispoziție fondurile, dar procedurile legate de licitații, de selecție a contractorilor, sunt în responsabilitatea instanțelor. De aceea am spus că există prag de așteptare pentru îmbunătățirea managementului șefilor de instanțe și de parchete. Există acolo o rezervă neexploatată și cred că e momentul ca șefii de instanțe și parchete să se implice mai mult în conducerea sistemului judiciar.